Salut, ce faceți, mă, șefanilor? Dar stai că să nu mai zic așa, că după aceea ziceți că copilezi pe colo sau pe alții. Salut, ce mai faceți? Bine m-a găsit în casa mea. Este o căsuță, o pochetă, bineînțeles, o sufragerie mizerabilă. Avem aici și un dormitor. Avem aici și alte chestii. Bun, ca să trecem din prima la detalii, vreau să dau la giveaway casa asta, care valorează, din câte am văzut eu, undeva la... o secundă. 10 milioane, mă rog, acum nu mai arată. Să vă bag ceva muzică pe fundal, că știu că așteptați de mult timp chestia asta și chiar vă place extrem de mult prima melodie, care se numește, mare atenție, se numește fix așa, Come Close Da Toby, ok? Și uite, ok. Deci ce se numește melodia, ca să știți. Să nu mă mai întrebați de melodia respectivă. Bun, deci casa se situează, nu știu cum să vă arăt, decât pe map așa, aici undeva, este fix lângă taxi. Deci da, de veniți. Mă rog, asta cu descriere pusă de cel care mi-a dat casa, este casa 307, nu chem pe nimeni de arend sau alte chestii de genul. Iar pentru a da casa la giveaway, pentru că și eu am primit-o, vreau să vă dau vouă mai departe. O să vreau să strângem la clipul ăsta 500 de like-uri, pentru că știu că se vă strânge pentru că de obicei când am făcut giveaway și alte chestii s-au strâns foarte repede like-urile și sunt sigur că se vă strânge și acum. Deci da, iar ca reguli, să dați like-ul acolo și să n-am pretenții de abonare sau alte chestii de genul. Dacă vă abonați, vă abonați că vă place ce fac sau pur și simplu clipurile, vă place clipurile, da. Vă plac clipurile în sinea lor și atât. Deci n-am pretenții de abonare și alte cele. În momentul în care am strâns 500 de like-uri, facem extragerea frumos și trebuie să lăsați doar numele vostru de pe Origin, indiferent că jucați sau nu. Dacă, de exemplu, aveți un cont abandonat acolo, dar vreți să participați, lăsați numele ăla din joc și ne înțelegem, ne întâlnim undeva în cazul în care sunteți câștigători. Deci o să vă caut în joc. De exemplu, ultimul giveaway cu BF Injection ăla. Știți foarte bine ce s-a întâmplat, că nu avea level 3, tipul care câștiga. Asta e să băgăm și niște zăpadă, dacă tot. Tipul nu avea... N-avea nivel 3. A jucat după aia, mă rog, nu ne-am întâlnit în joc în timpul care trebuia și până la urmă am fost nevoit să nu-i dau mașina, am vândut eu mașina separat. Și am dat 5 milioane când am întâlnit pe un live în joc. Asta pentru că a făcut nivelul 3 special pentru a primi premiu. Și mult mi-a sărit în cap că, vezi, Doamne, nu are nivel și se verifică nivelul. Dacă omul a câștigat și s-a înscris și a respectat și nu știu, e dreptul lui să-și ridice premiu. Tocmai de asta omul a jucat și i-am și zis pe clipurile de după extragere că îl aștept să facă nivel pentru că mi se pare normal să-și primească premiu dacă a câștigat. Și chiar dacă unii dintre voi ați fost împotriva chestiei ei, astea îmi place să fiu corect și dacă omul trebuie să-și primească premiu, am așteptat, a făcut nivelul 3 destul de rapid, a jucat și el cât s-a putut și pare rău că n-am putut să dau mașina, dar chiar n-am dat de el și a intervenit ceva și chiar trebuia să vând mașina și am zis că mai bine în momentul în care m-am întâlnit cu el pe joc, deși da, poate nu era chiar corect să-i dau banii respectivi, pentru că dacă nu m-a contactat el atunci când a fost cazul, n-ar fi trebuit, dar oricât. A zis să fie ca un fel de compensație pentru întârziere. Întârzierea mea mă refer, că nu am mai întâlnit apoi pe joc sau alte chestii. Deși deja spusesem că o să fie gen câteva zile până puteți să-mi dați mesaj pentru a vă ridica premiu. Mă rog, ideea e că i-am dat la 5 milioane, nu își lua BF Injection-ul ăla, care oricum e mai răruț, așa am putea zice. Și o să mai rărâit când vreau. De fapt, nu când vreau, chiar sunt de când era mic, nici nu puteam să-mi pronunț numele când era mic. Asta ca un mic detaliu. Și un mic răspuns, dacă știți ce zic. Dar mă rog, trecem peste chestia asta. De obicei, lumea zice că fetele zic că băieții care sunt răi, sunt drăguți. Dar cred că este un mit care... Este doar un mit și atât. Bun. Ce să vă mai zic eu? Mâine seara o să fie... Adică, cred că o să fac live mâine. În timp ce o să fie ședința, sper să pot. Adică asta la 20, la ora 20. Mi-am terminat raportul pe săptămâna asta, am făcut vreo 40 de kill-uri, n-am jucat foarte mult săptămâna asta, nu prea a fost timp, dar mâine sper să pot să fac live spre seară și dacă fac live să ne întâlnim cu toți acolo, facem și o ședință, mi-au și o clear FV că n-ai e timpul. Am sărit și de 100 de zile în facțiune, am vreo 100, 203 parcă, și dacă mă întrebați când ies din facțiune, nu știu, sincer nu prea vreau să iau în calcul chestia asta momentan. Pentru că mi-e bine aici, raportul foarte ușor de făcut, poli este ok, plus că e o facțiune care îți poate face un FH ok. Dacă, de exemplu, dacă eu mai stau un paramedic 50 de zile, am 150 de zile, poate apoi ies pe cerere de demisie, pentru că nu văd de ce ai putea ieși
pe raport incomplet ar fi râsul lumii, că până la urmă chiar e super easy. Salut! Am zis că o să fac un clip, dar chiar ar dura mult. Un clip în care să fac raportul în paramedic, dar cineva să se gen să fac raportul... Să fac raportul, dar să fac de pe alt cont, să nu știe lumea că sunt eu, n-am cum, că nu, deci nu. Ideea e să fac pe contul ăsta, să nu filmez sau să nu fiu luat, să alte chestii, gen, pur și simplu să mă duc la CNN sau la Farm sau la Fish, la orice fel de, la casino, orice fel de locație din asta mai importantă, să zicem, unde sunt de obicei mai mulți playeri, și să mă duc, să mă pun acolo cu ambulanța, opresc motorul și să vedem cam câți ar veni la mine. Și poate o să fac chestia asta la un episod, uite, 150, să zicem, sau ceva de genul. Eu zic că dacă ar fi weekend și ar fi ceva playeri conectați, aș estima undeva la 30-40 de minute. Dar depinde unde, depinde de zonă, depinde dacă mai sunt colegi în zona respectivă care fac raportul și chestii de genul. Deci mai multe criterii după care ar putea influența durata terminării raportului. Deci ar putea dura între 5 minute, presupunând că dau 7 hiruri pe minute și e cam greu de realizat asta. Înseamnă cam 1 la 9 secunde, să zicem, aproximativ. Dar, nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să zic, e cam greu, nu. Cam așa zice, 25-30 de minute. Presupune că minimul pentru a rămâne în facțiune pe săptămână este de 25-30 de minute. Ideea e, sper să nu bubuie mașina asta, pentru că dacă bubuie și sunt în ea, o să-mi dea crash. Am văzut și pe live și peste tot chestia asta. De obicei făceam chestia asta. Nici nu vreau să mă gândesc să... Hai. Da, și mi-a dat crash.